vreau să vă mulțumesc în calitatea noastră din invitați ai noștri. Sunteți alături de noi și asta mă bucură foarte mult. Aș vrea să fac un mic cadou acestui centru, o icoană pe care împreună cu Părintele Abalesă și pe care mi-a promis că astăzi o va sfinți și o vom lăsa în acest centru. Față de ceea ce s-a spus până acum, s-au spus într-adevăr foarte multe lucruri. Acesta este rezultatul muncii a peste un an și 6 luni. Acest centru prinde astăzi viață datorită unei echipe, pentru că toți au muncit câte puțin și efortul nostru comun se vede și sunt foarte mulțumit pentru cum arată acest centru, pentru ceea ce s-a realizat. Sunt mulțumit pentru că vreau să spun că am o experiență de aproape 10 ani pe proiecte finanțare nerambursabile și acest vis, chiar dacă valoarea proiectului a fost mai mică, este parcă ceva care m-a uns la suflet și într-adevăr ceva care va rămâne comunității plăcut și util. Greu abia începe. O să rog pe colegii mei care lucrează aici să înțeleagă acest lucru, să fie alături de copii, să le ofere un cămin călduros, la fel cum este cel de acasă. Să gândească la cei copii ca și cum s-ar gândi la copiilor, ca și cum ar lucra copiilor. Vă mulțumesc foarte mult!